Bună dimineața! Pe drumul către muncă filozofam așa asupra naturii noastre umane, mă uitam cum moda și tendința către lux corup foarte tare spiritul acesta, în special al femeilor. Și făceam așa o radiografie a naturii umane, a societății noastre, a modului în care ne-am transformat ca oameni. Și practic din asta poți să înțelegi cum s-a transformat lumea și de ce condițiile actuale ale lumii noastre nu mai sunt aceleași cu cele de acum, să spunem, 100 de ani. Astăzi avem un soi de egalitate în ceea ce privește baza de susținere a vieții. În sensul că cetățeanul mediu nu mai moare de foame. Există deja condiții de trai, de supraviețuire, garantate pentru toată lumea, de către stat. Adică niciuna dintre țările civilizate nu poți să spui că mai există cineva care moare de foame. Toată lumea se descurcă cumva, chiar și cei care nu muncesc deloc. Lucru care nu era posibil în urmă cu 100 de ani. Sau cred că nu era posibil. Însă diferența, asta este doar baza, diferența fundamentală pe care o face față de trecut, pentru că numai printr-o comparație adecvată putem să ajungem la concluziile corecte, să ne dăm seama ce anume s-a schimbat, pentru că noi suntem în momentul de față prizonierii momentului prezent, avem o viziune limitată asupra naturii umane doar din perspectiva prezentului. Și atunci elementul principal pe care luăm ca și element de comparație sunt bunicii noștri, da? Două generații în urmă. Și ce vedem? Vedem că nu se călătorea atât de mult. Umanitatea a devenit un fel de sat global în care oamenii călătoresc, dacă n-ai fost măcar o dată în Asia sau undeva în altă parte în Europa, pare ciudat în zilele noastre. Însă în vremurile lor norma era că dacă ieșai din satul tău, cel mult să mergi până la oraș. Și aia de câteva ori în viață și era eveniment. Ce efect are acest lucru asupra mentalității? Păi, efectul este că oamenii fiind mult mai așezați pe un anumit teritoriu, conexiunile dintre ei erau mult mai puternice. Erau niște conexiuni de modul, îl cunosc de mic, ne cunoaștem de când ne-am născut și până când am murit. Lucrul ăsta îl vedeți la țară, unde bătrânii încă își amintesc toată cronologia satului, toate rubedenile, toate încrengăturile de rude, de cunoștințe, amantlâcuri, povești, etc. Este izvorul lor bazal de cunoaștere, e drept limitată la acest areal pe care ei l-au ocupat și în care au trăit, în care și-au dezvoltat activitatea. Pentru că, țineți minte, ei nu sunt limitați din perspectiva potențialului. Acești oameni în vârstă, generația trecută, nu au, generațiile trecute, nu aveau mai puțină inteligență, poate chiar mai multă, decât generațiile actuale. Însă deschiderea lor către lume era mult mai mică. Acum, un al doilea element este, care eu îl observ cu deosebire și interesant este că e trecut în protocolele înțelepților Sionului, oricât de fals ar zice unii că este acest text, spuneau, vom corupe spiritul modern prin lux. Prin lux și confort. Conceptul de confort, să știți că este un concept foarte interesant, împotriva cărora popoarele vechi au luptat din răsputeri. A existat o perioadă de decadență în epoca Imperiului Roman. Dacă nu cunoașteți istoria Imperiului Roman, ei au fost inițial regat, apoi republică, apoi iar regat, în fine. Adică conducerea a fost una uneori de tip colectiv, iar alteori de tip semicolectiv, cum era situația triumviratelor, sau de tip, hai să spunem, prezidențial
tiranic, cum erau imperatorii și toți cei care cumulau puterea în mâna unui singur om. Ei, interesant este că în acea perioadă a existat un împărat, Augustus se numea. Împăratul Augustus a deplâns decăderea moravurilor romane. Dacă nu mă înșel, ori Augustus, ori încă un alt împărat, a fost cel care l-a trimis în exil pe Ovidius, poetul care a ajuns pe țărmul Mării Negre la Pontus Euxin, da, la Constanța, și care a scris celebra Arta Amorului, Ars Amavi. Acești oameni, practic, au perceput la acel moment pericolul decadenței datorate luxului, opulenței și confortului. Primele popoare care au luptat împotriva confortului, de exemplu, au fost spartanii. Spartanii spuneau că confortul moleșește. Moleșește spiritul, moleșește trupul și că o minte sănătoasă într-un corp sănătos, da? Știți vorba latină, mens sana in corpore sano, trebuie să aibă la bază rigoarea cumpătării și a antrenamentului. Asta făcea parte din educația nu doar a romanilor, și grecii aveau aceleași lucruri. De exemplu, marele cuceitor Alexandru Macedon a avut ca profesori unii dintre cei mai mari învățați din Elada, din Grecia antică. Și aceștia îl învățau să-și ducă la limite, să-și cunoască limitele, până la ultimele limite, capacitățile lui umane. Spuneau, da, poporul te vede ca pe un zeu, da? Te adoră ca pe un zeu pentru că ești Alexandru, dar tu trebuie să-ți cunoști limitele, tu știi că ești om. Și, de exemplu, Alexandru, învățând care sunt limitele umane, știa să nu ceară de la ceilalți mai mult decât poate el. Asta e foarte interesant. Adică niciodată să nu ceri imposibilul de la nimeni pentru că nu vei reuși. Și în romanul Alexandru cel Mare, Alexandru se numește, Biblioteca pentru toți l-am citit când eram adolescent, mi se pare că e în 2 sau 3 volume, scris de către unul dintre prietenii lui care l-a însoțit în toate campaniile, deci este practic un soi de hagiografie, de biografie romanțată, scrisă de către un contemporan al lui Alexandru, da, care l-a însoțit și a fost un martor direct al evenimentelor. Lucrurile astea se întâmplau destul de des în perioada antică. Marii cuceritori aveau întotdeauna cu ei scribi sau astfel de scriitori talentați care surprindeau în cât un volum aceste evenimente. De exemplu, împăratul Traian, mi se pare, care de Bello Gallico, da? Războiul cu Galii. Și de altfel chiar și războaiele purtate de împăratul Traian cu dacii, pe teritoriul Daciei, au fost tot așa, au făcut obiectul memorialisticii. Dar ce, mă întorcându-mă la Alexandru Macedonia, spunea o chestie foarte interesantă. Ce l-a învățat să se antreneze, nu mai știu cum se numea profesorul lui, avea un profesor grec care era din școala și stoică și pitagoreică, avea dublă descendență, asta mi-a rămas, mi s-a părut interesant. Deci era inițiat în misterele pitagoreice. Atenție, e o chestie foarte, foarte șmecheră. Era foarte șmecheră la vremea aia. La pitagoreici, ca să fie acceptat, trebuia să nu vorbești un an de zile. Să fii mut un an de zile. Și erai supravegheat. Dacă reușeai să nu vorbești un an de zile, deveneai propozabil în secta lor. În fine. Dar ce vreau să spun este că Alexandru a fost antrenat, de exemplu, era descrisă metoda de a-și păstra conștiența pe o perioadă cât mai lungă, fără să adoarmă. Da? Deci o privare de somn voluntară. Și povestește cum Alexandru, chiar și atunci când avea genul de odihnă activă, adică când încerca să se odihnească, fără să cadă pradă somnului,
deci să-și împingă limitele somnului cât mai departe, spunea că stătea cu mâna, avea o sferă din aramă deasupra unei căldări sau vas de aramă. Și dacă a țipea, mâna îi scăpa respectivul obiect în călcâtare și făcea zgomot și atunci se trezea. Deci ăsta era genul de antrenament pe care îl duceau anticii prin împingerea mai departe a propriilor limite. Mi s-a părut extraordinar povestea asta. Și aveau multe alte lucruri, multe alte lucruri. Gândiți-vă că tot ceea ce noi astăzi avem ca și olimpiade, da, de exemplu maratonul, da, a fost alergarea, câmpia de la maraton, bătălia de la maraton, etc. Dar maratonul era o experiență epuizantă, un tur de forță menit să testeze limitele fizice ale alergătorilor. Întotdeauna, și asta a fost conceptul de olimpiadă, de a obține mai mult, mai repede și mai bine, împingerea limitelor naturii umane cât mai încolo. Noi astăzi spunem că asta înseamnă profesionism, înseamnă am înlocuit conceptul de împingere a limitelor și de cunoaștere prin acest lucru, l-am redenumit ca fiind, știu și eu, performanță. Sunt sportiv de performanță. Însă performanța nu are nimic de a face cu conceptul de cunoaștere de sine și de atingerea ultimelor limite și de împingerea limitelor. E bine, aceste concepte sunt opuse stării de lascivitate, placiditate și, în general, de autosuficiență pe care o au cei din zilele noastre. De asta și rezultatele mediocre, pentru că nu mai sunt generații care să dea naștere exact ca atunci când încrucișezi rase sau specii de câini sau și obții exemplare tot mai puternice. Nu mai avem această deprindere. Observați că cam toate olimpiadele sunt câștigate de non-europeni, africani, vin de peste tot, din toată lumea. De ce? Pentru că Europa, din perspectiva aceasta a împingerii limitelor, a devenit decadentă. Nu mai există oameni care să respecte această rigoare a cumpătării și a această filozofie de viață a unei forme optime în care să ai controlul asupra hranei, asupra și să te intereseze, să ai această filozofie, această concepție de a te interesa modalitatea în care poți să-ți depășești limitele. E bine, astea sunt niște lucruri care, din păcate, la noi nu au rămas. Cer scuze, sunt într-o intersecție complicată, în pantă, care îmi pune la încercare distributivitatea atenției. Și de asta, astăzi îi vezi, femeile nu mai sunt, nu se mai antrenează în absolut nimic, nu mai au niciun fel de scop decât să cunoască frumusețea optimă, maximă și luxul. Aleargă după haine de firmă, aleargă după obiecte de firmă. Este o concurență care ține de statutul social. Astăzi, competența și, știu și eu, autocunoașterea de sine, cunoașterea de sine și toate elementele astea care țin de caracterul optim al dezvoltării au fost înlocuite de ideea aceasta de competiție bazată pe statut social. Pentru că asta înseamnă, de fapt, în traducere, o geantă mai de figuri, o pereche de pantaloni de firmă, o gecuță, o mașină de firmă, un ceas de fițe, ieșit în diverse medii sociale. Asta încurajează, de altfel, și media aceasta pe care o avem în spațiu online, da? Un fel de etalare a luxului și a opulenței și a un fel de concurs social, da? Ele toate sunt forme de corupere subtilă a principiului acestea a unui neam care și-a pierdut valorile, și-a pierdut ideea de sport, și-a pierdut ideea de formă optimă. Uitați-vă la noi ce pandemie de grași, de oameni obezi, fete tinere, copii cu probleme, cu diabete, de la vârste fragede, cu
insulinodependenție, adică îngrozitor. Lucrurile astea nu fac parte din preocupările, din îngrijorările celor care conduc Ministerul Sănătății. Mă uitam, îmi spunea cineva ieri, da? Domnul Rafila s-a prezentat la, nu știu, undeva la Oradea, a avut un ciclu de conferințe cu cei de la FBI pe tema corupției din industria farma. Deci când am auzit chestia asta și am și văzut pozele, m-a umflat râsul. Deci Rafila, care este capul răutăților și a fost și în timpul pandemiei și după, pe foarte multe furăciuni din banii de la sănătate, pentru că nu poți să spui că ești acolo paznic la oi fără să mănânci și tu, fără să te mânjești, m-a bufnit râsul să-l vezi cu aia de la FBI care îi învățau pe ăștia cum să creeze norme de moralitate și competență în relația cu industria farmaceutică, care a cumpărat de mult pe toată lumea. Deci, atâta ipocrizie, da? Cum se concentrează ei pe vindecare și nu pe prevenție. Pentru că asta trebuie să fie, să ai programe de prevenție în școli și licee, să creezi o generație sănătoasă și puternică, care să ajungă până la vârste cât mai înaintate sănătoasă, prin simplu dat al firii, să nu devină clientul de la vârste tot mai fragile companiilor de medicamente. Ori asta se întâmplă în România. Statul nu mai are niciun fel de interes să obțină performanță din partea tinerilor, să crească generații puternice, sănătoase, frumoase, agile, capabile de performanță. Pentru că ce se întâmplă? Când ai o minte sănătoasă într-un corp sănătos, inclusiv focusul tău ca și preocupări de viață este schimbat. De asta e părinții care își iubesc copiii, își dau copiii la sporturi, au grijă să meargă, să aibă un echilibru între această nebunie a online-ului și activități fizice cu corpul, da, făcute în aer liber, dacă se poate, în colectivitate, care creează conexiuni, legături de tip personal. Asta este. Pentru că altfel te întreb, stai și te întreb, băi, de ce se schimbă lumea? De ce nu merge? De ce nu vine lumea? De ce nu vine lumea la meetinguri? De ce nu face lumea proteste? De ce nu se mobilizează pe diverse chestiuni de interes național sau colectiv? Pentru că s-a schimbat baza conceptelor de a trăi atât de mult încât și marea majoritate oamenilor n-au timpul să mediteze asupra acest lucru, să se gândească, să vadă, să înțeleagă cauzalitatea aceasta, cum s-a produs această schimbare. Iar noi, dacă spunem că vrem să schimbăm țara, vrem să schimbăm lumea, nu putem să o facem decât acționând în sens invers, adică promovând din nou aspectele acestea care țin de stil de viață. Da? Cumpătarea. Cumpătarea este cheia, de fapt, împotriva, și nu o cumpătare impusă prin scumpiri aberante, da? Și cumpătarea care vine în interiorul omului, care înțelege valoarea cumpătării, care înțelege conceptul acesta de lucru care îi face bine, înțelege sensul, scopul. Astea sunt câteva chestiuni care mă gândeam așa astăzi, în dimineața asta, asupra lor. Îmi permis să fac o comparație cu Germania lui Hitler. Știți că Hitler, când a venit la putere, era o țară prăpădită și el a spus, dom'le, trebuie să reîntărim filonul biologic al țării, pentru că avem foarte mulți decrepiți, foarte mulți din ăștia. Era exact aceeași problemă cu luxul, cu derapajul acesta al moravurilor. Și au început să facă tabere pentru copii, care se duc, care toată ziua mărșăluiesc, care învață cultură, alea. Și a scos în 15 ani o generație care a întors lumea pe dos. Că a întors-o bine, că a întors-o rău, nu intră în discuție. Dar ceea ce vreau să spun este că a reușit să repare genomul, să repare genetic națiunea germană. A reparat-o atât de tare încât la toți le e frică și astăzi să-i rostească numele și sub pretextul antisemitismului și altor lucruri,
este demonizat. Însă să nu uitați că Germania are și astăzi conceptul de Freie Autobahn for Freie People, da? Nu mai știu cum se zicea în germană. Autostrăzi libere pentru oameni liberi. Da? Ei au construit-o, Germania, nici astăzi în Germania nu se plătește taxă de autostradă, sunt autostrăzile construite de Hitler. Deci imaginați-vă ce înseamnă asta la nivelul unei țări care și-a construit o rețea întreagă de autostrăzi în doar câțiva ani. Uitați-vă la noi, de ce nu reușim. Și au făcut-o fără capital european, fără toate căcaturile astea cu care suntem noi intoxicați și ni se spune că așa trebuie. De asta, cel mai mare potențial și cea mai mare avere a unui popor este averea lui biologică, este acest bazin demografic pe care, dacă este în stare să-l gestioneze, dacă au un lider care înțelege aceste mecanisme și le stăpânește și lucrează cu ele, țara respectivă își dezvoltă un potențial extraordinar și devine foarte productivă. Este similar cu stupurile de albine. Dacă știți povestea cu stupii de albine, cei care ați făcut albinărit sau cunoașteți, la albine este la fel. Poți să ai un stup slab, însă stupul slab este datorită reginei întotdeauna. Dacă regina e bătrână, regina nu mai face ou, nu mai face puiet. Dacă regina nu dă randament în ceea ce privește calitatea albinelor, pur și simplu locuiești regina. Înlocuiești regina, noua regină va fi la fel de îngrijită ca și cealaltă, însă va face diferența în ceea ce privește calitatea puietului și noua generație care practic se ridică sub oblăduirea ei. Și atunci ai un stup puternic. Asta este de fapt concepția. Pentru că oamenii în sine, de la bază, ei așa cum sunt, ei nu sunt nici buni, nici răi, ei sunt maleabili, sunt schimbabili, sunt transformabili. Însă, din perspectiva rezultatelor, contează foarte mult leadership-ul, contează foarte mult acțiunea de la vârf. Cam asta este ceea ce voiam să vă spun astăzi. Sunt nevoit să închei. Am ajuns deja la Înalta Curte de Casație, după un trafic infernal. Vă urez o zi bună și ne revedem!